cu ocazia luminației în cimitirele din Baia Mare va fi următorul program. Cimitirul de alul Florilor, vineri, 1 noiembrie, ora 13. Cimitirul Tanatorio, sâmbătă 2 noiembrie, ora 13. Cimitirul Lanuci, sâmbătă 2 noiembrie, ora 13. Cimitirul Horea 1, sâmbătă 2 noiembrie, ora 13. Cimitirul Horea 2, sâmbătă 2 noiembrie, ora 13. Cimitirul de la Catedrală, sâmbătă 2 noiembrie, ora 13. Cimitirul de pe Valea Borcu, sâmbătă 2 noiembrie, ora 13. Cimitirul de la Podgori, sâmbătă 2 noiembrie, ora 14. După celebrarea comună, în funcție de solicitări, preoții vor rămâne la dispoziția credincioșilor pentru rugăciuni la mormânt sau binecuvântarea de morminte noi și monumente funerare, anunță Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului. Liceul cu program sportiv Baia Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de bibliotecar. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și ocupării funcției contractuale sunt studii superioare, absolvirea cu examen de diploma a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie și vechime muncă de minim 2 ani. Cei care aspiră la acest post trebuie să aibă și abilități de comunicare în relații publice, cunoștință de utilizare și operare PC, Windows, Microsoft Office Word, Excel și Internet. Concursul se va organiza în perioada 6-18 noiembrie. Mașinile abandonate pe domeniul public al municipiului Baia Mare vor fi ridicate de către autoritățile locale. Mașinile vor fi depuse în curtea societății Urbis, iar proprietarii vor avea de făcut după aceea mai mulți pași. Dacă timp de șase luni nu se vor prezenta să-și le ridice și să aplice amenziile prevăzute de lege, atunci autoturismele vor fi vândute la reciclatori. Cetățenii pot face sesizări pe acest subiect la dispeceratul poliției locale, mai exact la numărul de telefon 0372-702702. În urma sesizării, responsabilii se deplasează la adresa indicată și dacă constată că informațiile se adeveresc, ridică autoturismul.